Bun, deci se vede cu ochiul liber că se simte mai bine aici în casa fetelor, oh, Laurențiu, așa că te super degeaba. Este adevărat. Cer, merg pe mâna lui, jur. Dar până una alta ți se taie toate drepturile din haită. Cât? Până la proba contrarie, bineînțeles. Până la gală? Da, da. E suspendat? Da. Și trebuie să rămân în casa fetelor, nu? Da. Nu, nici de cum, nu-i la temniță. Poate să vină înapoi în haită. Pe tu numești asta temniță? Uitați-vă la el. Cred că el trebuie să aibă o zi aici întreagă. Da. Lui îi place oricum. Dar cu această ocazie, Patrick, poți să te anunți și pe tine că și Laurențiu s-a simțit foarte bine acolo în casa băieților, fără tine. Da? A dormit. Cu Bianca. Ioi. Nu pot să cred că ai... Da, a fost mângâiat așa pe păr. Regret asta. Regret? De ce? Pentru că nu am fost băgată în seamă toată ziua de nimeni. M-am jucat aici singură ca o nebună. Pur și simplu a fost așa o zi dedicată mie. Asta cred eu. Crede-mă că am dat tot ce am putut. Dar, Bianca, știi că nu e bine să regrezi nimic. Nu e bine, dar ce mă fac? Ai făcut ceva greșit? Laurențiu, a făcut Bianca ceva greșit? Nu cred. Și cu toate astea, tind să cred că da, pentru că n-ai chemat-o în camera roșie. E, trebuia să chem pe ea în camera roșie? Nu știu. Te-a spus, nu? Nu ți-a spus? Mai în glumă, mai în serios, ți-a spus o chem în camera roșie. Și-a luat și rochie roșie? S-a dat și cu ruj roșu? Avea perna pe ureche, nu a auzit-o. A. Da, nu am fost chemată în camera roșie din nimeni. Nici eu. Și asta e situația, da. Se mai întâmplă. Cristina, mă simt prost acum, nu mă întrebați nimic. De ce? Pentru că ești așa varianta ușoară, salvarea băieților? Da, nu de asta. Sau că sunt fetele invidioase? Nu sunt invidioase, nu cred că sunt invidioase, că n-au de ce. Cristina a fost chemată de 3 ori? De 4 ori. De 4? 4 ori. A dat record. 6 fete, da, da. Wow. Wow, m-a stopat. Wow. Laurențiu, de ce Cristina? Face plăcere să vorbesc eu. El când intră în camera roșie, ei, e cea mai safe variantă. Safe. Safe, că mă simt comod și... să discut cu tine. Este obosit, este somn și nu prea are chef de vorbă și de asta zicea el. Dar numai eu observat că Laurențiu face ce face Patrick. S-a băgat pentru el acolo în gală, o cheamă pe Cristina în camera roșie. Eu cred că fiecare nașu își are nașul și tu ți-ai cam găsit nașul, Bianca. Opa. Cred că asta e problema la tine. Nu înțeleg, Patrick. Ești naș? Ce înseamnă? Sunt bolnăvior, nu pot să... Că tu ai condus alți băieți și acum ți-ai găsit nașul. A, că mă conduce? Păi noi nu avem o relație. A, gen că tu umbli după el și pe el nu-l interesează tine. Gen că ți-a pus capac. Dar crezi că i-a pus capac? Laurențiu? Nu, nu cred că i-a pus capac. Îi place interacțiunea asta pe care o au ei împreună, dar mie... Nu, Laurențiu nu are cu ea. Interacțiune? Joculețele astea care le fac ei și pe conexiune. Patricia, Laurențiu a dormit toată ziua azi. În afară de astăzi, că eu nu știu ce s-a întâmplat acolo. Până în ziua de astăzi, până... Wow, nu, nimica. A avut tachinări și glumițe. Nu, bine. Patrick, mulțumesc frumos că mi-ai adus la curent situația respectivă. Patrick, te pup. Da. Și apreciez sinceritatea. Deci să înțeleg că este cât de cât, nu știu... E sincer? Reală presupunerea ta, cum că Bianca nu are ce să vorbească cu Laurențiu, că n-au subiecte de discuție, că poate nu, poate Bianca nu-l crede inteligent. Asta am întrebat pe Bianca, dacă îl crede pe Laurențiu un băiat inteligent. Și am zis că da, numai că nu au apucat să vorbească subiecte care, ca să-și dea seama Bianca. Și am zis, cum nu, că uite, de multe ori au zis Laurențiu păreri una alta și mi s-a părut că e destul de inteligent. Ok, dar timp au. Au avut timp la dispoziție, nu? Da. Camere roșii, păi asta... El a mai fost aici în casa fetelor? Dar a stat cu toate fetele în casa fetelor, niciodată nu au stat un moment ei doi împreună. Singurul moment a fost de ziua lui Laurențiu când au dansat. Dar în general, din câte mi-aduc... A fost un cuibușor, jumătate de zi? Atunci un cuibușor, el a zis că nu se... Au fost atâtea momente și nu s-a înfilipat nimic și nu știu de ce se tot bate pe mine și pe ea. Când ea, acum 3 zile a zis să nu ne mai asociem,
nu înțeleg de ce tot se bate pe noi doi, când noi nu avem nicio treabă. Iar eu nu înțeleg de ce tu te-ai lovit de acest, de această frază, de această propoziție. Dar nu are rost să mai tot batem fierul pe treaba asta, păi... pe subiectul ăsta, că noi nu avem nicio treabă unul cu celălalt. Păi și după acea propoziție, după, nu vreau să mai fiu asociată cu Laurențiu, da. I-ai spus că vrei să-i furi un pupic. Da. Da, am vrut să-i spus. Și mi-a spus că este dragă, cea mai dragă dintre fete. Cea mai dragă dintre fete? Cu ea, da, în interacțiunea cel mai mult. Eu nu mai înțeleg nimic. Dar ce, mă, nu știu, în fine, nu mai zic nimic, nu știu ce e așa de greu de înțeles. Deci ți-e cea mai dragă dintre fete. Da, ai vrea să-i furi un pupic, da. Dar cu toate astea... Nu vrei să ai nimic. Trebuie, nu ne potrivim, nu vreau să am nimic cu ea și atât. Nu știu ce e. Tu nu ești ce trebuie, nu ești da, ce trebuie. Da, nu sunt ce trebuie. Ok, am rezolvat atunci. Ea, nu sunteți ce trebuie, unul pentru celălalt. Da, probabil, în rest suntem niște persoane mișto, unul pentru celălalt nu suntem. Poate sunt prea asemănători, la fel. Și asta îi face să se îndepărteze. Doar că el are orgoliul un pic mai mare, oare? Decât el? Orgoliul pe care îl are Bianca, spunea Ionut. Nu potrivesc. Probabil. Ci este și cred că nu s-au sincronizat. Se joacă ca șoarecele și pisica. Până acum, Laurențiu... Mai bine nu l-ați fi întrebat astăzi. Că... Da, pentru că eu trebuie să am grijă să mă uit pe programul fiecăruia. Să văd exact dacă cu o seară înainte de emisiune a ieșit cu două fete în oraș sau nu. Nu, chiar dacă foarte a stat bine, până la 4 dimineața sau nu. Foarte bine astăzi, ca să-ți v-am și zis exact cum consider. Foarte bine. Ok. Fetelor, voi ați crezut că Bianca s-a dus pentru băieți în casa băieților sau pentru Laurențiu? Pentru Laurențiu. Pentru Laurențiu. Clar. Și rochia pentru el. A, ce să zic? Băieți, de ce credeți că a venit Bianca la voi în casă? Pentru voi sau pentru Laurențiu? Eu zic că pentru Laurențiu. Am zis că rochia. Păi și când a venit în casă, a venit și a stat cu noi ăsta. A, nu, el zicea de... Păi n-avea cum să tragă chiar așa de el, să... Aștepta și atenție de la el. Ok. Nu? Păi n-a dus, bă, el a spus că doarme de când am intrat. Dar nu contează, a spus deja foarte clar ce și cum, asta e, eu văd pozitiv în aceste lucruri. Dacă simțea ceva pentru tine, nu mai stătea el așa. Și consider că nu e atât de umilitor ceea ce s-a întâmplat azi. Se poate. Și chiar e ok. Vrei să vii acasă, Bianca? Sincer, nu. Bine. Laurențiu, vrei să vii tu la fete și să vină Patrick acolo? Da. Sau vrei să vii să stai cu Patrick aici? Nu, stau foarte bine aici. Eu nu pot să-mi duc la fete. Nu. Da. La fete deja ce... deja doar să vezi ce putere ai. Nu, la ai zis, nu pot să mă duc la fete și deja... Ai plec de la fete. Hai. Vrei să vină un alt băiat să te ajute, da, să stai aici? Pot bate palma cu Patrick. Vine Radu. Radu? Aici, da. Da, cine? Bă, dar de ce Radu? Hai, ah, da, mă, stai. Și sau pot bate palma eu cu tine. Or Radu, Robert. Or Radu, Robert. Te gândești până mâine. Da, eu nu înțeleg. Casa fetelor are boli? Ce are casa fetelor? De toată lumea așa. Le este frică să nu se îndrăgostească, Lorena. Ce are? Boli. Radu, ai fi venit? Eu ori să mă bolnăvesc, da. În casa fetelor. Dacă trebuie, vin de iubire. Cum? Dacă trebuie. Tu ești gemen, frate. Dacă contract ai semnat, Radule. Cum adică dacă trebuie? Dacă trebuie, vin. Trebuie, tot vin. Chiar dacă trebuie, chiar dacă nu trebuie, vin. Ce se întâmplă, doamna Andreea, cu băieții ăștia? Explicați-ne și... Ai avut o cameră roșie în jucăușă cu Cristina. Ne-am emoționat cu toții ieri, uitându-ne la voi. Ne-am emoționat, distrat. Ce s-a întâmplat? A venit supărat de acolo. Eu cred că în momentul în care Radu se apropie de Cristina puțin mai mult, pur și simplu își dă seama că vrea acasă. Frumos. Deci vorbești mă aberații. Frumos. Nu, sunt așa tot timpul, din contră, când sunt cu Cristina, stau lucrurile diferite și când plec de lângă Cristina, mă gândesc înapoi. Nu când apropie de Cristina, ce romantic! Acum am înțeles. Știe că se apropie de final, cele 5 minute de petrecut în camera roșie. Și te-ai întristat. Și de asta ai coborât trist din camera roșie. Atenționat, da. Mâine vei petrece toată ziua alături de Cristina. Ce faci, faci? Fie în casa fetelor, fie în casa băieților. În casa băieților. Și eu în casa fetelor. Fac schimb cu Cristina, dacă vreți. De ce? Mă duc acolo. Păi da. E aceeași atmosferă, mai schimbăm. A, deci recunoașteți Cristina. Că e vina voastră.
Da, e bine. La mine eu nu mă includ. Nu mă simt. Că ce? Nu știu, că e vina noastră, a spus. Da. E vina mea. Faci în schimb? Că eu trebuie să merg în luna de miere, doamna. E vina noastră. Oh, ai luat biletele. Ce anume? Ai luat bilete de luna de miere. Le-a cumpărat Mihaela. Ia... Dar... Ea nu-i zgârcită. Da, nu știu, am făcut mai multe promisiuni, vreau să mă țin de cele pe care le-am făcut. Mulțumim. Noi nu spunem nimic, că știm că vă țineți de asta. Da, op, bai, George. Da. Așa că vreau să vă pregătiți, pentru că noi ne-am pregătit cu ingredientele, da, pentru clătit. Perfect. Da.